S-a tras cortina peste ediția 2019 a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești, Flor de Mai. Timp de 2 zile, concursul s-a desfășurat în sala de spectacole Barbu Știrbei, iar duminică, 19 mai, gala laureaților a avut loc pe scena amplasată în fața Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. La categoria de vârstă 14-17 ani, câștigătoarele sunt mențiune Petronela Donciu, premiul 3 Daria Cojocaru, premiul 2 Dominic Simionescu, premiul 1 Ana Maria Doană. La categoria de vârstă 18-30 de ani, câștigătoarele sunt mențiune Cătălina Dumitrean, premiul 3 Andreea Denisa Pârvu, premiul 2 Andreea Claudia Dumitru și premiul 1 Elena Cristina Petcu. Premiul special Dumitru Lupu i-a revenit Sabinei Crăescu. Trofeul Flor de Mai a fost câștigat de Mădălina Gaivas din Republica Moldova, premiul fiind în valoare de 15.000 de lei. A fost, după părerea noastră a juriului, și aici îmi permit să vorbesc și numele celorlalți colegi, una dintre cele mai reușite ediții. Sperăm ca de la o ediție la alta, tinerii pe care îi vedeți astăzi să participe în continuare și să câștige trofeul acestui minunat eveniment. În numele Societății Române de Radiodifuziune, încă o dată felicit pe toți concurenții. Ați fost minunați, sunteți foarte talentați. Juriul a avut o misiune foarte grea, departajările s-au realizat la diferențe foarte mici, de câteva sutimi, ca la facultate, după cum știți. Premiile sunt limitate, există un trofeu, există la fiecare categorie de vârstă premiul 1, 2, 3 și o mențiune și un premiu special, Dumitru Lupu. Premiul cel mare, trofeul Festivalului Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești Călăraș 2019, Flor de Mai ne este oferit și îl vom afla în minutele următoare de la compozitorul nostru drag, Viorel Gavrilă. Domnul Gavrilă, bună seara, bine ați venit! Bine ne-am regăsit! Bună seara! Bună seara tuturor! Bine ați venit la gala celei de-a 31 ediții Flor de Mai. Felicit și organizatorii pe această cale pentru efortul depus, o ediție foarte reușită, minunat soliști, aplaudați că merită, toate aplauzele dumneavoastră au făcut un tur de forță aceste zile, o să îi ascultați, nu peste mult timp. Vreau să vă spun că misiunea juriului nu a fost deloc ușoară, nu am avut multe premii, a fost destul de greu să-i notăm, fiindcă au fost de valori apropiate, dar în cele din urmă a trebuit să dăm premiile, așa cum ați văzut până acum, și să dăm și marele trofeu. Care? Marele trofeu care va pleca sau va rămâne este obținut de Mădălina Gaivas din Republica Moldova. Mădălina Gaivas, Republica Moldova, trofeul festivalului Flor de Mai Călăraș 2019. Mădălina este reprezentanta Republicii Moldova, a fraților noștri de dincolo, de Prut, din Basarabia. Melodii frumoase în concurs. Bravo, Mădălina! O să ascultați, nu peste mult timp. Felicitări tuturor și vă așteptăm și la ediția de anul viitor. O să spun doar atât că ei sunt cei 24 de câștigători ai acestui festival și mai aplaudăm încă o dată. Le mulțumim din suflet pentru participare. Îți plăcea să fii curcat, dar eu...